O tânără a ajuns la spital ieri în urma unui accident petrecut în Borșa pe strada 22 decembrie. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că un bărbat de 67 de ani din Borșa, în timp ce conducea un autoturism, s-a angajat în depășirea unei coloane de mașini fără să observe faptul că un alt autoturism efectua manevra de viraj la stânga regulamentar, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului, conducătoarea auto autoturismului acroșat, o tânără de 20 de ani din Borșa, a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Conducătorii autoturismelor în accident a fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,31 mg pe litru alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului, în vreme ce în cazul tinerei a fost 0. Totodată le-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitatea alcoolemiei. Față de conducătorul auto se fac cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.